pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Alexandra, pentru cei care încă nu mă cunoașteți. Videoclipul de astăzi, după cum se vede în titlu, va fi de genul ce mănânc într-o zi. Am filmat videoclipul acela cu menținerea, pentru că m-ați rugat de-a lungul timpului să vă povestesc așa un pic despre cum reușesc eu să mă mențin la 50 de kilograme, ce mănânc, ce fac, dacă mai fac sport, ce tip de sport fac și așa mai departe. Și la videoclipul respectiv, pe care oricum dacă nu l-ați văzut, vi l-ați inserat aici în stânga, am primit numeroase comentarii în care mi-ați sugerat să fac din nou genul acesta de videoclipuri cu ce mănânc într-o zi. Dacă nu le-ați văzut și pe celelalte, pentru că mai avem pe acest canal genul acesta de videoclipuri, o să vă las în descriere mai jos. Ei drept le-am filmat cred că acum un an. Așadar am zis că hai să facem din nou genul acesta de videoclip, pentru că știu că vă place și poate vă mai dă și vouă așa idei ce să mâncați într-o zi, să mai schimbați, să mai combinați niște chestii noi sau să încercați lucruri noi, pentru că și despre asta e vorba în momentul în care ne apucăm să ne schimbăm stilul de viață sau să slăbim sau să ne menținem. E important să știm ce să ne alegem ca alimente, să știm ce să combinăm astfel încât să ne placă, pentru că chiar dacă voi poate vedeți videoclipul de astăzi sau în oricare niște idei, trebuie să le testați voi și să vedeți dacă vi se potrivesc, dacă vă place, dacă nu vă place, să testați cât mai multe lucruri, pentru că doar așa puteți să vă creați voi un plan alimentar și să vă alegeți alimentele preferate, doar dacă testați mai multe idei și vedeți care se pliază cel mai bine pe nevoile voastre. Astăzi vreau să mă și apuc să filmez primul meu workout, pentru că v-am tot promis și m-ați și rugat oricum la videoclipul de menținere să fac genul ăsta de videoclip, să vă arăt așa ce exerciții am făcut eu, și astăzi vreau să fac treaba asta. Mi le-am structurat eu așa pe hârtie, oricum voi deja probabil că ați văzut videoclipul ăla. Probabil că la videoclipul cu workout-ul nu o să stau să pierd vremea să vă povestesc foarte multe chestii, de-aia am zis că pornesc acum camera și să vă zic așa niște impresii sau niște idei pe care le am eu. Mi-am structurat așadar exercițiile în așa fel încât să le pun pe cele mai eficiente. Dacă scrieți pe YouTube workout acasă sau workout at home sau orice fel de exerciții fără echipament, o să vedeți că sunt o mulțime de videoclipuri cu genul ăsta de exerciții și evident fiecare sunt eficiente mai mult sau mai puțin, în funcție de fiecare persoană. Vă zic sincer, și mie la început mi-a fost enorm, deci enorm de greu să fac programul respectiv, nu fix ăsta, ce mă rog, ce făceam eu. Dar de-a lungul timpului, nu știu, tot făcându-le așa zilnic, că le făceam aproape zilnic, vă zic sincer, în afară de perioada menstruației și cred că duminica și sâmbăta când aveam de lucru, dar în general făceam cam cel puțin de 5 ori pe săptămână sport și încercam să le fac pe cât posibil total programele respective. De multe ori eram super nașpa, adică mai ales noi ca femei, ca să zic așa, avem perioade de-a lungul lunii și mai ales după menstruație, mi se pare că suntem așa fără energie, deci e oarecum normal să, nu știu, să n-ai energie tot timpul pe parcursul lunii, deci e ok să te simți și așa, adică nu trebuie să renunți dacă vezi că nu ți iese din prima sau că, nu știu, ajungi să transpiri exagerat sau simți că nu mai poți, e oarecum normal. Evident, acum depinde de persoane. Persoanele care clar nu sunt active sub nicio formă o să li se pară probabil foarte greu. Poate altele din contră, chiar dacă nu sunt active, trag în prima zi și după aia, eventual, după o zi, fac febră musculară și, nu știu, nu mai poți efectiv să mai faci programul de febră musculară pe care o ai, dar lași febra aia să treacă și continui, pentru că despre asta e vorba, să fii constant. Și despre asta voiam să vă vorbesc, despre faza că în timpul lunii, ca femei, mai ales având și menstruația, corpul nostru funcționează super ciudat față de corpul unui bărbat și nu putem avea energie și, până la urmă, nimeni nu are energie acum în fiecare zi 100%, adică e perfect normal. Și eu am, de exemplu, după menstruație, zile în care efectiv transpir ca un animal, deci simt așa că mi se face rău în momentul în care fac exercițiile pe care le fac mereu, adică și alte zile, și în special înainte de menstruație sau acolo, cam după, să zic, o săptămână, două de la menstruație, am o energie, deci cred că pot să alerg, pot să fac exerciții, pot să fac de tot. Ceva e normal, deci nu trebuie să vă faceți griji din punctul ăsta de vedere sau să lăsați pe alte exercițiile doar pentru că vi s-au părut grele din prima zi, pentru că până la urmă așa e cu orice, ori de ce te apuci, mai ales prima dată, e ceva mai dificil, dar dacă te încarci cu răbdare, te încarci cu ambiție, te încarci așa cu optimism, cu siguranță o să reușiți să le faceți. Și vreau să mă apuc astăzi să filmez, după cum ați văzut și în titlu, o idee de ce mănânc într-o zi, pentru că n-am mai făcut, cred că de vreun an, genul ăsta de videoclipuri. Nu știu, în perioada aia mi se părea că nu prind așa mult sau, nu știu, nu se prea uita lumea la ele. Însă acum, dacă tot mi le-ați cerut, am zis că hai să reiau ideea, pentru că probabil am mai schimbat anumite lucruri și mă mai gândeam eu la un moment dat
să fac un videoclip, de asta să-mi lăsați în comentarii dacă vă interesează, cu ce alimente sau ce lucruri ar trebui să vă cumpărați sau la ce ar trebui să vă uitați în magazin în momentul în care vreți să vă schimbați așa stilul de viață și să o luați așa pe o cale ceva mai sănătoasă. Pentru că, nu știu, am observat că foarte multă lume vrea să se apuce de slăbiți și nu se gândește înainte sau nu prea știe ce să-și cumpere și ajunge să-și facă niște mese super nașpa, adică, nu știu, să mănânci un piept de pui din ăla acolo leșinat, pe farfurie cu două legume și normal că nu-ți face poftă să mănânci sau chef sau așa, dar normal când vezi o farfurie, nu știu, eu cel puțin așa funcționez. În momentul în care îmi gătesc, și credeți-mă că nu stau să-mi gătesc 2 ore, 3 ore în bucătărie, de obicei, dacă mi-e foame, mă duc și îmi pregătesc ceva. Acum, bine, dacă știu că durează ceva mai mult, normal că mă pun măcar cu o oră înainte să, nu știu, să-mi dezgheț carnea sau alte chestii de care am nevoie, dar, în general, îmi gătesc și mănânc. Nu prea îmi fac așa pe 3, 4, 5 zile înainte. Eu nu știu cum alte persoane își fac genul ăla de meal prep, probabil că ați văzut, în care își gătesc duminica pentru toată săptămâna. Deci, ok, hai că vreo 2-3 zile merge, dar mie mi se pare că deja după 3 zile mâncarea îi nașpa și mai ales faptul că o încălzești și o tot încălzești și o reîncălzești, nu știu, mi se pare că schimbă gustul, să ce-am scârbă cu genul ăsta de idei și am încercat să-mi gătesc exact în momentul în care mănânc. Acum, evident, voi seara puteți face treaba asta dacă aveți un program de la 8 la 5 cu siguranță. Dar în ceea ce privește prânzul, ok, puteți să gătiți înainte cu o seară sau poate chiar dimineața, pentru că nu sunt chestii care să dureze foarte, foarte mult timp să le faceți. Acum, evident, unele lucruri clar le puteți și pune peste noapte sau să le gătiți de seara, cum ar fi, să zic, pastele, mai ales dacă vorbim despre pește sau despre carne, sub nicio formă, dar nici măcar legume sau chestii astea nu-mi place să le mănânc după mai mult de 2 zile, inclusiv ciorbele, maxim, dar maxim, să zic, 2 zile să le mănânc, în rest nu mai. Nu cred că am impresia aia că se strică sau că nu mai au gustul ăla ca la început și îmi fac scârbă. Și atunci încerc oarecum să-mi gătesc în momentul în care mănânc și încerc să îmi fac farfuriile cât mai interesante ca să îmi facă poftă să mănânc. Și asta cred că e un secret, chiar dacă la început era în cea de genul, dar cine Dumnezeu stă amă să-și aranjeze în farfurie chestiile sau să-și facă salate super colorate sau nu știu ce interactiv, că eram ceva de genul, bă, nu-s copil să așa, să nu pot mânca dacă nu văd smiley face în farfurie, glumesc. Dar să știți că funcționează foarte mult chestia asta psihic, pentru că, cum am zis, dacă vezi acolo un piept de pui din ăla leșinat și obosit, cu 2 legume, parcă nu-ți vine așa să mănânci, dar dacă îți faci așa o salată mai colorată, mai adaugi niște chestii, niște condimente, înveți să-ți gătești, mi se pare că automat, psihic, ești ok, că ai impresia aia, dacă mănânci ceva super nașpa, ai impresia că, bă, toată lumea mâncă chestii faine, numai tu mănânci porcările alea, ești la regim, vai de mine. Dar dacă încerci oarecum să-ți faci mesele să arate cât mai interesant și să îți dai oarecum interesul să le faci sau nu știu cum să mă exprim, mi se pare că te ajută foarte mult și nu mai ai impresia aia că, bă, eu sunt la regim, restul mănâncă ceva mai bun decât mine, ci din contră mie mi se pare că farfurile mele arată mult mai bine uneori decât ale celorlalți și nu zic chestia asta numai pentru că v-am slăbit eu și mi se pare acum că varianta asta e mai bună, dar oricum v-am spus, pe măsură ce slăbiți și eu mai ales cum am slăbit atâtea kilograme, nu mai am deloc poftile alea să mănânc fast food, să mănânc porcării, ok, mănânc dacă, să zic odată, la o lună și ceva, dacă mi se face poftă, sau și acasă, dacă mi se face poftă de cartofi prăjiți, mănânc cartofi prăjiți sau chips sau orice chestie, dar nu exagerez și oricum încerc să mă axez pe chestiile astea mai sănătoase pentru că mi-am dat seama că îmi dau energie, mi-am dat seama că dacă mănânc porcării mă simt obosită, mă simt fără energie și atunci am ajuns la ideea aia, să învârti niște rotițe și era cea de genul, de ce să mănânc porcării să mă simt nașpa, când pot să mănânc lucruri bune și să mă simt ok, nu? Mi se face rău sau nu-mi pică bine mâncarea care e foarte unsă, de exemplu nu mai pot să mănânc chestii prăjite în ulei, la modul ăla băltite în ulei, cartofi prăjiți prea unși, ok, mănânc câțiva, dar după aia parcă, nu știu, mi se instalează așa oarecum o greață și nu mai vreau să mănânc, adică simt că nu o să-mi pice bine, simt că nu-s ok și atunci îi las deoparte. Sau cu dulciurile. Înainte mâncam până nu mai puteam. Acum dacă mănânc, nu știu, o felie de cheesecake și deja mă gândesc să mănânc pe a doua, să zic,
nu știu, iau două guri din a doua și deja îmi dau seama că, bă, deja parcă e prea mult și mă opresc, adică nu mai simt nevoia să exagerez. Și asta v-am zis, în timp o să observați și voi, chiar și eu mai am așa prietene care, nu știu, ori că ori avut un stil de viață mai nașpa înainte, pentru că și chestia asta e foarte importantă sau cel puțin la mine așa a fost, mi se pare că și cu timpul, pur și simplu stomacul tău sau corpul tău nu mai e la fel ca și cum erai la 16 ani și mâncai toate porcările, adică atunci am mâncat și eu, deci nu cred că era să treacă două săptămâni să mă duc la Mac sau să mănânc dulciuri în fiecare zi exagerat și nu făceam niciodată criză de fiere, nu aveam nicio problemă să mă doară stomacul, să meargă burta, să fie rău, deci niciodată. Dar nu știu, am observat așa în timp că mâncând porcării nu mă mai simțeam bine, v-am zis și în videoclipul ăla în care am slăbit chestiile astea, nu știu, simțeam așa că mi se face rău, că mi-era greață, mergea burta, am început cu dureri de stomac. Mă simțeam tot timpul așa încărcată, nu știu, nu mă simțeam light, nu aveam energie, nu mă simțeam ok. Și atunci mi-am dat seama că, bă, lucrurile alea sunt de la faptul că mi s-a schimbat viața și poate și voi aveți cunoștințe sau poate chiar voi să pățiți chestia asta, să vedeți că, bă, nu știu, mai de mult mâncai, nu știu, mici sau mâncai clisă picurată sau alte chestii și n-aveai nicio treabă și acum, bă, uite, ai absurd sau faci o criză de fiere sau, nu știu, te doare stomacul sau orice chestii de genul, te simți balonat, astea sunt lucruri oarecum firești de la lucrurile astea pe care noi le mâncăm și-s nașpa și cu timpul mi se pare că îți dai seama, nu știu, te maturizezi ca și corp sau ca și mentalitate, ca și tot și îți dai seama că, bă, nu mai ai 16 ani, trebuie să încerci să ai grijă de viața ta, de modul în care trăiești, pentru că nu poți să trăiești la nesfârșit cu fast food, pentru că e clar că la un moment dat analizele tale nu o să mai arate ok și ok, chestiile astea nu le observi la 15, 16, 20 de ani și începi să acolo, către 30 începi deja să ai chestiile astea, cel puțin la mine cam aici am început, pe la vreo 24, 25 de ani, deja am început să nu mă mai simt ok și să văd că mă influențează foarte mult alimentația. Și da, normal, poți să iei suplimente, să iei vitamine, să iei pe lângă orice, dar oricum totul face alimentație, eu așa zic. Și da, îți curioasă oricum dacă și voi ați trecut prin chestiile astea, eu am trecut azi cu dureri de stomac și cu stări super nașpa și acum chiar nu, deci nu știu, v-am zis, îmi fac poftele, dar nu mai exagerez pentru că nu îmi pică bine, cam asta e treaba. Deci, oricum, dacă faceți exercițiile acelea, lăsați-mi în comentarii la videoclipul ăla pentru că sunt super curioasă dacă vă ajută și dacă ați simțit așa că ați făcut febră musculară. Hai să intrăm în videoclipul de astăzi și să mergem să facem micul dejun, după care mă duc să fac programul acela să-l filmez pentru voi. Poate vă arăt niște părți de acolo. Așadar, vă doresc o zi minunată și vizionare plăcută! Pentru micul dejun voi opta pentru un shake și vă voi arăta varianta mea de shake preferat la gust. Voi adăuga niște căpșuni congelate pe care le-am pus acum câteva daily vloguri la congelator, pe că v-am mai spus, niște ovăz, cam o cupă de ovăz, o lingură așa cu vârf de iaurt grecesc, am adăugat niște lapte de ovăz, acum voi puneți mai mult lapte sau mai puțin în funcție de cât de gros vreți să iasă shake-ul, mie îmi place să fie așa mediu, nici prea gros, dar nici ca și apa. Am adăugat o banană coaptă, pentru că cu ajutorul bananei și iaurtului grecesc shake-ul devine ceva mai cremos. O cupă de proteină de la Jim Beam, de la whey cu caramel sărat. Am adăugat cam jumătate de lingură de unt de arahide. Iar pentru a da o culoare mai interesantă shake-ului, am adăugat și așa o mână de afine. Îmi place doar dacă le adaug crude, dacă le adaug congelate, nu-mi plac în shake, nu știu de ce. Și cam asta este rezultatul, vă promit că e cel mai bun ever. Deci chiar nu mai trebuie să pui miere, nu mai trebuie să pui nimica, pentru că datorită pudrei proteice e foarte bun. Evident, după micul dejun vine și cafeaua, nelipsita cafea, pe care o fac tot așa cu lapte de ovăz. Și îmi fac un cappuccino de obicei, cam asta e cafeaua mea preferată și cu siguranță știți treaba asta dacă m-ați urmărit în celelalte daily vloguri. Iar după ce am băut cafeaua, m-am și pus să filmez antrenamentul pentru voi, pentru că v-am promis că voi face acest antrenament, așa că v-am inserat câteva părți de acolo. Oricum, videoclipul întreg îl veți găsi în descriere.
După ce am făcut antrenamentul, am făcut un duș, am început să-mi pregătesc și prânzul, pus la fiert, am folosit tagliatele de data asta, eu am făcut cam două porții și ceva, cam așa mi-a ieșit din cantitatea asta, dar eu o să vă pun eventual pe ecran cantitatea pentru o persoană. Și am adăugat la blender un avocado foarte bine copt și peste am adăugat niște cremă de brânză, un cățel de usturoi, sare, piper și foarte puțin ulei de măsline. Am adăugat și niște zeamă de lămâie și am dat totul la blender, după care am adăugat și foarte puțin, cred că cam un polonic sau o jumătate de polonic de apă în care au fiert pastele ca să devină totul ceva mai cremos. Și am mai dat încă o dată la blender. De asemenea, puteți adăugați și o linguriță de sos pesto dacă aveți acasă, pentru că și cu ăla ies absolut geniale, că am testat și așa. Iar la final am strecurat pastele și am adăugat sosul peste. N-am mai ținut pe aragaz pentru că nu-mi place ca sosul ăsta de avocado să fie cald. Îmi place oarecum să fie ceva mai fresh, dar evident voi faceți cum vreți. Și am mai condimentat cu niște oregano, niște parmezan și foarte puțin ulei de măsline. Iar deasupra am mai tăiat niște roșii sherry. Asta pentru a adăuga un pic de culoare în farfurie și cam ăsta este prânzul meu. A fost genial! Și vă recomand să încercați rețeta asta dacă și voi sunteți fan avocado sau și dacă n-ați încercat până acum, chiar să știți că e foarte bun și puteți adăuga și niște pesto, cum ziceam, și o să iasă și mai bun la gust. Pentru cină am optat pentru o salată, pentru că am mâncat destul de repede și micul dejun și prânzul, așadar oarecum mi-am mai făcut loc și pentru a treia masă. Știți că v-am mai spus că eu de obicei mănânc doar două mese pe zi, însă de data asta a fost o excepție. Mi-am făcut o salată din o jumătate de avocado, roșii sherry, ceapă roșie, niște telemea și niște măsline negre pe care le-am mai avut prin frigider. Dacă aveți și porumb, adăugați și porumb, eu n-am avut de data asta. Am condimentat cu sare și cu puțin ulei de măsline, iar la final am adăugat și baby spanac și am băgat la prăjit două felii de pâine și cam asta a fost cina mea. Mie îmi place foarte mult, sincer, salata, mai ales dacă adaug și avocado. Încercați dacă n-ați făcut treaba asta niciodată și evident puteți să mai condimentați după gust cu ce vreți voi, puteți puneți oregano, niște fulgi de chili. Vă mulțumesc tare tare mult de vizionare, nu uitați să lăsați în comentarii părerea voastră despre acest videoclip. Vă pup și ne vedem data viitoare de la ora 8. Pa, pa!